Vă salut, fraților, înainte să înceapă clipul propriu zis de azi, am la prestare un cont pe Tiger Ghost, un cont care are o platformă de cioburi pe care se fac foarte, foarte multe cioburi. Gândiți-vă că băiatul chiar stă foarte mult pe cioburi. Nu mai știu sigur dacă asta era parola de la depozit aici. Ia, stai să vedem. Bun, hai că asta era parola de la depozit. Avem aproximativ 900 de coruri. Deci 900 de coruri, fraților. Pe lângă cele 800 mai avem încă un ninja de nivel 30 pe această platformă. Deci super, super top. Stați așa să vi-l arăt și pe ăsta să nu știți că blafez sau mai știu eu ce. Toți sunt imbreați la Archers, level 30 toți. Un cont foarte, foarte muncit și nu numai atâta. Deci contul se dă cu tot cu cioburile, după cum se vede 892 de cioburi, de coruri în total. Plus caracterul principal pe care vi-l voi arăta imediat. Bun, băieți. Deci ăsta e caracter, ăsta e contul principal de pe platformă, unde se pare că avem 6 conturi de cioburi. Din ce țin minte, toate conturile de cioburi, de fapt nu că din ce țin minte, toate conturile de cioburi au aproximativ 200 de coruri pe ele. Deci contul acesta vine cu aproximativ 2000 de coruri. Foarte multă muncă la mijloc. Respect maxim pentru vostul proprietar. După cum se poate vedea, ăsta e setul de cioburi. Aici se fac ei cioburile. Avem aici eșarfă de 23, dex vid pătrundere, can pe cont încă 51 de zile, 195 de coruri. Se pare că nu este singurul băiat care face corurile aici. Văd că probabil merită să farmești cioburi aici, mai ales pe Tiger Ghost, unde alchimia este destul de scumpă. De menționat, contul vine și cu acest warrior de nivel 90. Deci war nivel 90, cam astea ar fi itemele. Alchimia este una mitică, opacă, full. Mai avem niște schimbă pe aici. Iar în depozit nu știu dacă mai avem ceva foarte, foarte wow. Nu, nu mai avem nimic. Deci cam ăsta este contul, fraților, în mare. Dacă sunteți interesați, mă găsiți pe Instagram, shop-ul metin2ro, iar dacă aveți voi nevoie de o prestare de cont, tot acolo. Bun, astea fiind spuse, hai să punem pauză și trecem la clipul propriu zis. Bun, băieți, am revenit cu un cont pe serverul Ruby Chimera, băi, în care chiar s-a pus extrem de mult suflet. Deci în acest cont s-a pus foarte mult suflet și nu vine doar contul. Contul vine cu încă un canal de YouTube cu peste 480 de abonați. Americanul Metin 2. Îl găsiți și pe YouTube. Deci contul este de vânzare, nivel 69. Un cont în care, bă, dacă nu vedeam, nu credeam. Deci credeți-mă. Uitați-vă și voi, aici sunt peste 15.000 de euro în JD-uri. Și haideți puțin să ne uităm la tranzacțiile contului, fraților. Să nu știți că blafez sau ceva de genul, totul se vede aici, nu este editat, nu este absolut nimic. Și hai să mai opresc o dată aici, pentru că poate unii dintre voi nu o să mă credeți. Ok, o să-i dăm fix aici la tranzacțiile contului și avem în felul următor. 1000, adică 5000 de MD-uri, în jur de 100 de euro, cred, la ora veselă. 23. Nu știu dacă a fost oră veselă sau ceva atunci, dar nu cred că sunt 200 de euro. Sper din suflet să nu fie 200 de euro, dar corectați-mă dacă greșesc. Deci 100, 2, 3, 4, 5, 6, nu, nu, 6 aici, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pe, de ce stai aici 4100? Nu prea înțeleg, sincer, cred că era o rogăsă sau ceva. 16, 17, 18, 19, aproape 2000 de euro, frate, într-o lună.
Deci nu, deci nu blafez sau ceva, uitați-vă puțin la date. Să nu spuneți că greșesc eu sau ceva. Plus, puteți face un calcul foarte simplu la aceste JD-uri, peste 15.000 de euro investiție în acest mental de nivel 69. Unul dintre cele mai bune caractere PvP de pe serverul Ruby Chimera, dacă nu cel mai bun, cu alchimie demențială. Și aș vrea să dau un damage prima oară. Ia, hai să dăm un damage. Să ne dăm și pe liber dacă tot dăm damage. 28k. Bun, bă, super bun. Deci chiar îmi place de mor. M-am mai făcut eu ceva PvP-uri înainte pe cont și mi-a plăcut de mor. Deci ne-a lăsat proprietarul să dăm și noi câte, să dăm și noi să ne dăm pe liber. Aș vrea să fac o prestare la iteme și la alchimie. În primul rând, proprietarul m-a rugat să nu arăt safirul, deci doar cumpărătorul va ști ce bonusuri vor fi pe safir. Și hai să facem o mică prestare a alchimiei înainte de toate. Rubin, strălucitor full PvP. Diamant strălucitor full, dublu PC și apărare magică, exact cum trebuie pentru un war mental. Onic excelent, corporal pătrundere săgeți, superb și acesta. Granat strălucitor și jad max PV și regenerare și safirul strălucitor după cum se poate vedea. La capitolul iteme are niște iteme foarte interesante și unele dintre ele chiar sunt unice pe toată comunitatea Metin 2, cum ar fi această brățară lacrimă cer 1500 PV, 10 semi, 10 pătrundere, 50 atac, deci demențială brățara. Scutul vulturului 10 semi, 12 putere, super bun și ăsta. Talisman de pământ plus 0, 10 rezistență la semi, 5 tare semi, 8 blocare. Masca de frică plus 8, 10 semi, 5 otravă. Platoșă mortală, 2 KPV. Stai mă, unde e asta? 2 KPV, 10 sabie, 10 mâini, 15 pumnal. Masca de frică cred că v-am mai arătat o dată. Lance partizan, 10 semi, 6 dex. Papuș Chiulin, plus 4, 2 KPV, 15 gheară, 15 pumnal. Curea de in plus 4. Sabie de bătălie plus 9, 10 semi, 5 pătrundere, 8 atac sângeros, superbă. Încă o armură, 1 KPV, 15-15, 6 gheară, super bună și asta. Asta e o armură, cred că PVM mai mult, 1 KPV, 50 valoare atac. Un DGA plus 9, 1500 PV, 15-15, 15 vânt, 15 foc, 5 daune, 15 sabie, asta e bun și PVM și PVP. Acest cercei rubin plus 8, 5 semi, 10 sabie, 15 mâini, 50 valoare atac, la 6-7, superbi și ăștia. Pantofi Quilin plus 4, 1 KPV, 15-15, 6. Eșarfă de 19, dar nu vă impacientați, costum aur nivel 15, ce se poate vedea pe aici. Nu vă impacientați aici, fraților, pentru că avem arcul pregătit pentru o viitoare eșarfă. Și anume, arc mare diavol plus 90, semi 5 pătrundere, daunele cresc la punctele mai mici de rag plus valoarea atacului magic plus 5. De menționat faptul că acest arc cel mai probabil se vrea a fi cianit plus 9 și apoi băgat pe eșarfă. Foarte mult cercei granat pe aici, piatra armă nordică cu plus din ce se vede. Colier de cupru plus 9, 2 KPV. Lanț partizan, scut leu, brățară, astea cred că sunt iteme de schimb. Vapor, victorie, mediu, asta e bătălia breslelor. Wow! Uite că se practică și bătălia breslelor pe aici. Deci se practică. De menționat încă un lucru foarte, foarte important, fraților. Pe acest cont există și un șaman de level 3 champion. Ia să vedem, ia să mergem noi imediat aici la el. Deci șaman level 3 champion, super super interesant și ăsta. Nu știu dacă avem alchimie pe el și nici nu știu ce iteme pentru că nu am intrat pe el până atunci, până acum de fapt. Alchimie nu avem pe el. Clopot din Ceanii plus 4, 10 semi, 8 otravă, 3 blocare, 5 încetinire, foarte fain. Haina lunii 1500 PV, 15-15-10. Nu, 15-10-10, pardon. 10 daune absorbite DPV. Pălărie 10 semi. Titan plus 4 și în rest nu prea mai pare că are ceva item pe aici cu Fărgaia. Uite încă un arc Phoenix, cel mai probabil pentru plus. Eșarfe, se vede că s-a făcut Zodiac. Și 4 inventare deschise. Eșarfa de pe el este de 5. Biologul nu. Ia, stai să mergem aici să vedem.
la globuri. Deci, fraților, în mare, cam ăsta e contul. Nu cred că am uitat să arăt nimic. Cred că am uitat să arăt totuși ce avem în item shop. Ia să ne uităm pe aici. Și sincer să fiu, și eu sunt curios ce e în item shop. Deci aici mai avem un cufăr cu bijuterii, niște elixire, tichete de donație mare, permise de pradă. Mamă, pe la câte tichete de donație mare are? Cred că numai contul ăsta îți face o brastle de level 21 instant, fără niciun mișto. Hai să ne uităm la ordonează descrescător. Nu, hai, cred că era mai bine crescător. Și mai avem aici niște acadele poznașe, acadele normale, foarte multe site-uri din ce se poate vedea. Binecuvântări, coruri, elixire, inele, am văzut pe aici inel bun, deci încă 90 de zile și de inele. Contul e, bă, contul chiar e tank, 14 zile de can, alastor, hai să vedem și ce tip e ăsta, dacă îmi zici că e și alastorul tip 6, chiar nebunesc. Hai să vedem. Asta e cu două ouă, mamă, nu făcuse misiunea aia cu două ouă, ești nebun. Ia să vedem. Tip 4. Bă, nu e rău. Deci, sincer să fiu, nu pot zic că este foarte, foarte... Nu e, că nu e... Sincer, de fapt, nu e rău deloc, ce naiba. Bun, uite că avem și o sticlă de negoț. Hai că sunt curios și de prețuri pe serverul acesta. Ruby Chimera, mai exact. Un server foarte scump. Serverele Ruby chiar sunt scumpe. Hai să ne uităm puțin la arme. Mamă, dar stai mă că sunt pe CH2. Sunt pe CH2, hai să vedem pe CH1, sper doar să nu mă bulească și să-mi dea eroarea aia, pentru că ar fi foarte, foarte nașpa. Da. A dat și eroarea, din păcate. Și... Bă, în orice caz, îmi pare rău că nu am avut cu cine să fac PvP, fraților, la... ora la care filmez, pentru că filmez la ora 4:42, oamenii sunt la muncă acum. Dar poate să mai, de fapt, cel mai probabil o să mai urmeze încă un clip în care o să dăm și PvP cu acest cont. Ăsta a fost un clip mai mult de prestare a itemelor, iar dacă este cineva interesat real de cont, mă găsiți în descriere shop.metin2ro. Eu am fost Taker, v-am pupat. Ciao.